cum o să coborăm în beci? Și mini-tancul este aflat în acest container. Uitați, poate zici că e o jucărie sau asta. O să-l controlăm din acest computer. Tancul este dotat cu un minigun și cu un lansator de grenade. Suntem înconjurați de inamici, dar n-au nicio șansă. Și tancuri. Helicoptere. Se pare că spulberăm tot. Dacă va mai rămâne ceva. Avem noroc că miniganul are gloanțe infinite. Mai intrăm, îi împingem înapoi. Gloanțele sunt infinite, dar grenajele par a fi limitate. Încep să mai apară alte elicoptere. Acest mini-tank pare a fi foarte folositor. Și am distrus încă două elicoptere. Începem să folosim și lansatorul de grenade. Deja încep să fugă de noi, ceea ce este bine. Și am ajuns la finalul nostru checkpoint. Trebuie să ne urcăm în acel elicopter. Și să-l distrugem pe acela. Folosim toate grenadele cât mai avem timp. Mai bine să-i ascundeau decât să iasă așa la atac. Și am reușit. O să încercăm să ne dăm în spate pentru că o să vină un avion care să detoneze niște bombe pe noi. Cum spuneam. Și o să continuăm din același hambar de unde am rămas. Să ne grăbim, pentru că suntem atacați din toate părțile. Și se pare că o să cădem. Acum o să-l controlăm, să nu ne izbim în bolovani. Vom încerca să ne izbim. Și am căzut în apă. Probabil că nu știe să noate. Și acesta este finalul videoului. Eu sunt Mădălin. Iar eu celălalt Mădălin. Alături de Cosmin. Sper să vă placă. Pe data viitoare.